Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. M-am pregătit chiar și cu vestimentația, mi-am ales ceva pe verde, așa că, șef Bontea, eu sunt gata să mă alegi. Everything alright. Cu siguranță, la finalul zilei, îmi voi da măsurile pentru tunică, pentru că sunt pregătit să intru în echipe și vreau să fac o impresie bună șefilor. Auzi, cam tremură genunchi. Simpaticilor, bine ați venit! Bine v-am găsit! Ați ajuns foarte departe! Doamne ajută! Trebuie să fiți mândri de voi. Da? Meritați toate aplauze. Dacă aș trece mai departe astăzi, în primul rând, cred că voi intra pe net să-mi caut o eșarfă culoarea echipei ca să-mi fac un truban nou. Astăzi este o zi lungă și grea. Vă dați seama că este tare complicat pentru șef să se decidă doar după un singur test. Sunteți în continuare foarte mulți. Deci, vom găti pe grupe și vom juriza pe grupe. Trebuie să rămână doar 18. Este cea mai grea zi. Din cei 60 de concurenți rămași, noi trebuie să alegem fiecare dintre noi câte 6. Avem fiecare câte un cuțit de aur. În echipă vom avea 7 concurenți. Și astăzi trebuie să-i depistez și să reușesc să-i și iau în echipă pe cei 6 care împreună cu cuțitul de aur vor deveni cei 7 fantastici. O alegere greșită clar mă poate costa. Eu mai am de făcut o alegere pentru amulet. Eu am o amuletă de schimbare de om. Un concurent va fi folosit din start ca monedă de schimb. Veți găti, șefii vor gusta. Vreau să știu ce fac, vreau să văd cum lucrează, cum se mișcă, dacă pierd timp, dacă sunt organizați. Pentru mine contează foarte mult să fiu organizat. Și, în ultimul rând, trebuie să fie pe stilul meu. Ținând cont de faptul că avem multe, foarte multe battle-uri de trecut împreună, trebuie să fie oameni cu care să ai, pe lângă chimie, să-ți fie drag să tragi pentru ei, știi? Poate că unii dintre voi vor fi trimiși acasă. Iar ceilalți vor trebui să aștepte până la sfârșit, ca să afle dacă intră sau nu într-una dintre echipe. Desigur, mi-ar plăcea să fac parte din orice echipă, absolut, însă dacă aș putea să aleg doar o singură echipă, mi-ar face plăcere să fac parte din echipa lui șef Florin Dobitrescu. De data asta, punem pe masă, dar nu vă spun ce. Mai bine îi chem pe șef. Cel mai bine. Chemăm șefii. Șef Sorin Bontea. Yeah! Șef Florin Dumitrescu. Șef Cătălin Sărlătescu. De când au intrat șefii, am avut foarte multe emoții. Se uitau așa dur. A dispărut zâmbătul, nu mai era zâmbăt, nu mai era nimic acolo. Este o zi lungă pentru ei, dar este și cea mai grea din tot sezonul. Este ziua în care trebuie să dea dovadă de inspirație. Ziua care poate face pe unul dintre ei să câștige sezonul 10. Doamne ajută! Care îi și întrece. Vorba lui Sorin. Așa că o să începem cu culorile. O, deja? Pregătiți? Da. N-am avut încotro, noi ne-am născut pregătiți. Este momentul în care tragem culorile. A, tragem la sorți? De regulă, trăgeam primul sau făceam cumva de ajungeam să trag primul, al doilea maxim. Nu știu, sezonul ăsta, nu știu ce a fost cu mine. Am zis, bine mă, hai, să nu mai plângă Bontea atâta, că el n-a tras niciodată primul. Mi-aleg eu primul plicul, care are interior o culoare, sper să fie ce fac să-mi placă. Roșu, galben și albastru. Haideți toți trei deodată, în același timp. 3, 2, 1, deschideți. A luat argintiu, bă, era pe aproape. Bombonel. Ce faci, bombonică? Aur. Aur alb, galben sau roz? Deci aur aveți toți. Ai, aur. Alb, aur alb, galben sau roz? Îmi place ce culoare am tras. Eu port argint de obicei, nu prea port aur galben, nici aur alb nu prea port, argint, deci este culoarea preferată. Eu doar asta recunosc atât. Restul, gata. Aurul e la mine.
power galben așa, nu prea să mai poartă. Iar Dumitrescu, ce să zic? Țăracu. Asta e roz? Da. Dumitrescule, lasă-le dracu în pace, că n-ai niciuna o roz aia alamă, ce ești de bun. Alamă, mă, alamă ești. Și ala tăi inox. Și ala tăi inox, bă? Inox, să știți că aurul roz este la mare căutare acum. Eu m-am pricopsit acum cu aurul roz, care e de fapt un bronz aur roz, nici nu știu cum se zic. În momentul de față simt ironia. E bine. Hai. Lasă-mă că o să mă distrez eu acasă, o să mă uit la emisiune cu fetele mele și o să zic că, uite, tati e îmbrăcat în roz, yeah. Și o să iei un tutu de la... Pe mi-l împrumoși pe altă? Nu, că n-am. Asta-i stătea bine cu asta. Lasă-mă că stă bine și... Spun sincer, o voi purta cu mândrie pentru fetele mele. Având două fete acasă, rozul e la putere. De foarte multe ori mi se întâmplă să mă trezesc cu tot felul de accesorii și jucării roz. Am vrut să-i bine dispun pe șef la început. Dar v-am spus că punem pe masă un ingredient de bază. Este de pe raftul alimentelor esențiale. Care? Este vasal în bucătăria multor popoare din jurul lumii. Unul dintre cele mai vechi ingrediente din istoria bucătăriei lumii. De mii de ani a hrănit generații după generații. Nu, ce o să fie, ce să fie, ori cartof. Pâine. Cartofii mi-a venit din cap că mâncărică de cartofi, cartofi prăjiți, să mănâncă în toată lumea. Cu un kilogram poți hrăni multe guri la vreme de nevoie. Spaniolii fac paella. Vezi, italienii fac risotto. Polonezii terci. Indienii îl venerează. Iar chinezii îl mănâncă ca pe pâine. Spunem toți în același timp? Ole! Ghișghicitoarea mea. Am rămas puțin blocat. Ai atâtea variante de idei și te gândești, oare pe aia, pe aia, pe aia. La fel cum am puțit și cu tartarul, nu am gătit niciodată orez. Puteți fi originali. Puteți fi surprinzători. Puteți fi senzaționali sau conservatori. Cu orezul poți face foarte multe. E foarte versatil. Dacă știi să-mi gătești orez, este un atu. Orezul, spre deosebire de alte feluri de mâncare, nu poate fi reparat. L-ai fier prea mult, l-ai fier prea puțin. Ei, gândiți-vă de câte ori ați greșit voi acasă orezul cu lapte, de câte ori nu ați afumat laptele, de câte ori nu s-a prins orezul. Deci sunt foarte curios. Aveți mână liberă pentru un dish cu un singur scop. Un loc în echipă. Un loc în echipa mea. Cea mai râvnită recompensă. Gold. Scărlătescu, în momentul în care se trezește pe o poziție favorabilă lui, adică, nu știu, că a câștigat ceva, că are o culoare care, hai să zicem, e mai aur decât aurul alb, el de fiecare dată epatează în zona asta. De ce nu reușește Cătălin să vadă este că aurul galben e foarte demodat. Cuțitul l-ați primit. Vă mai trebuie o tunică. Tunica asta ar putea fi pur și simplu aur. Da. Mister Gold. Mai că am nebunit acum, dacă îi pun pe ăștia să-mi spună mister, e ca la fotbal, ai văzut? Toți fotbaliștii, când se adresează la antrenor, sunt Mister Golden. The new gold is e-gold. Deci, tunica asta ar putea fi cu aur roz. Zic că e aur roz sau roșu. După la mine poate fi și platină, dacă stau cum mă gândesc. Very expensive, de altfel. Toată lumea știe că aurul alb este la mare căutare. Vom vedea. Mă, de ce am venit aici? Mi-am venit aici să câștigăm. Ce câștigăm? Un sportiv, de exemplu. Aur. Noi de ce am venit aici? Să câștigăm aur. Aurul e unul singur, mă. Eu cred că, până la urmă, e cel mai important aurul cel mai scump. Și aurul cel mai scump e aurul roz. Și acum fiecare încearcă să găsească, știi, despre culoarea lui lucruri bune. Ăla că e medalia de la Olimpiadă, Dumitrescu că ăsta e foarte rar. Zici, stați liniștiți că aurul alb este la modă. Și o să la modă. Ei nu o să termine niciodată. Și pentru voi, în momentul acesta, nu cred că contează alb, roz, galben. Cred că ceea ce contează este să intrați într-o echipă. Da. Da.
Păi eu l-aș prefera, de la început am zis, pe șef Dumitrescu. Și floricica asta mea, frunzulița de fapt, pe care am avut-o și luni și astăzi, e fix culoarea pe care o are șef Dumitrescu. Fac orice pentru Samut, adică de bucătar, pentru că e un vis pentru mine. Parcă dorm, visez și nu aș vrea să mă trezesc din visul ăsta. Cât de greu ar fi, vreau să ajung cât mai sus și cât mai sus. Aveți 60 de minute. Hai, bine, dacă vreau. Chiar dacă mi-a fost frică, am zis totuși, orez, e ceva ce știu. Nu mai e pește, fraților, gata, am scăpat de un pește. Am zis că e ceva ce măcar am mai gătit. Doamne ajută să fie bine. Start, vă doresc succes. Succes, băieți. Sunt mai mult decât suficiente 60 de minute pentru a face un risotto. Orez besmetic, arboi aici. Păstârnac, morcov nu pune. În timp ce eram în cămară, mi-am schimbat de 3 ori rețeta în cap, dar până la urmă am dus pe dulce. Doar orez facem, atât, nu? Vreau să-mi aleg orezul, că ăla este foarte important. Mi l-am pus aici, că era ca o bijuterie pentru mine. Ăla ce e, ulei? Ăsta e, cred că, fond, ceva, stoc. Ah, ce bine! Da. Păi risotto cu legume fac direct. Auzi? Tăii nu vor să gătească? Nu știu, că asta mă uit și eu, că deja... 60 de minute, uitați-vă aici la ecran cât timp mai aveți! Auzi, nu, da? Au pornit ale? N-a pornit niciunul nimic. Lucru total greșit în condițiile în care eu în battle-uri, în primele 5 minute, deja am toate legumele puse la gătit. Asta nu-mi place. Lasă-i, nu... Da, eu îi las, dar așa de curiozitate, nu se grăbește nimeni. După ce s-a dat stargătit, abia la 5 minute după aceea a venit primul concurent din cămară. Aveți voie să vă reîntoarceți în cămară dacă aveți nevoie de ceva. Deja au trecut 5 minute. Da, știu. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.